S-au încheiat emoțiile și pentru absolvenții de liceu care au depus contestații după afișarea notelor inițiale de la examenele de bacalaureat. În județul Hunedoara au fost depuse peste 800 de contestații, iar după recorectare, la mai mult de jumătate dintre acestea, notele au crescut. Au fost și peste 300 de situații în care notele au scăzut, dar sunt și 51 de hunedoreni care, după soluționarea contestațiilor, au obținut medii de peste 6, aceasta fiind minim necesară pentru promovarea bacalaureatului. După data de 27 iunie, când au fost afișate rezultatele inițiale, au fost depuse 828 de contestații de absolvenții din județul nostru. Dintre acestea, 447 au fost modificate în sens crescător. În cazul a 316 contestații, notele s-au modificat în sens descrescător, iar pentru un număr de 65 de lucrări, notele inițiale au rămas nemodificate. După soluționarea contestațiilor, avem un număr de 51 de candidați care au fost declarați inițial respinși, iar după soluționare sunt reușiți. Astfel, față de rezultatele inițiale, procentul de promovabilitate a crescut cu 2,25%, ajungând la 73,80%, cel mai mare din ultimii 7 ani. Totodată, față de anul trecut, se observă creșteri semnificative de promovabilitate atât la generația actuală, cât și la cele anterioare. Rata de promovare care a fost înregistrată după soluționarea contestațiilor este de 73,8%. Am înregistrat o creștere cu 2,25% comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 78,92% față de 74% în anul școlar precedent. Iar pentru promoțiile anterioare, avem o rată de reușită de 35,93% față de 23,48% în anul școlar precedent. După contestații, nu au apărut alte medii de 10 pe linie, rămânând tot cele 4 inițiale, dar alți 3 hunedoreni, în urma măririi notelor, au ajuns la media 6 fix, la afișarea inițială fiind doar un singur norocos. Pe de altă parte, a crescut numărul notelor de 10, acestea ajungând la 167. Au fost obținute 13 note de 10 la proba de limba și literatura română, 68 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, din care 49 la matematică și 19 la istorie. Iar 86 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2022 se va desfășura în perioada 16 august 3 septembrie, aceasta fiind precedată de etapa de înscriere programată a avea loc între 19 și 26 iulie.